Moartea duhovnicului lui Servie. Atunci duhovnicul a chemat pe Ioan și i-a zis: eu cu Servie avem o trebuință. De se va întâmpla să ne caute cineva să facă răbdare până joi și să nu ne supărați. Și s-a încuiat amândoi de duminică seara într-un loc strâmt ca să postească. N-a mâncat, n-a dormit, n-a șezut și nici nu i-a lipsit rugăciunea din gură și din mintea lui până joi dimineață. Când a dormit puțin, atunci i s-a arătat îngerul și i-a zis: îndrăznește, Servie, și nu te teme. S-a auzit rugăciunea ta și iată că m-a trimis Dumnezeu să spun cele ce trebuie să faci. Eu iau acum pe starețul tău la fericirea cea veșnică și vei rămâne tu în locul lui, purtător de grijă pentru frații. Și ia aminte ca niciodată să nu se apropie de schitul acesta tânăr fără barbă sau femeie, că se va leproșa. Și și-a venit în fire Servie și se gândea la vedenie. Apoi vorbind către duhovnic, n-a primit răspuns și mișcându-se puțin a văzut că murise. Atunci l-a întins la pământ, fiindcă era pe un scaun, și a mers la Ioan și i-a spus lui toate. Iar Ioan i-a zis: ce să ne facem acum că nu avem preot ca să cânte mormântarea? Apoi pregătim mortul, a venit la el un preot ca să ceară milostenie. Și acesta era îngerul Domnului. Atunci Ioan l-a întrebat de are darul preoției. Și auzind că are, l-a adus în lăuntru și bătând în toacă au cântat slujba mormântării după obicei. Și cu multă umilință încât plângeau și pietrele. Astfel l-au îngropat, au turnat candele peste el și au stat așa până ce a spus ungerul în cuvânt.